Bună ziua, doamnelor, domnilor, multiviților și stimaților, vin, ia că am început ca la 24 titluri. Vineri suntem astăzi. Salut! Vineri 10 iunie 2016, 5 zile după alegeri, avem un nou primar, același. Un nou consiliu local, un nou consiliu județean. E mai tânăr consiliul local? Ai făcut o medie de vârstă? Nici măcar nu-i cunosc pe toți din consiliul local. Da, trebuie să mai tineri? Sunt mai tineri. Foarte bine, uite, vezi, unul din punctele tale de... N-avem, dacă n-a fost niciun acolo. Matematic mă refer, că am fost în sală, am văzut așa, dar acum dacă este unul de 80 de ani, strică toată media. Da. Dar nu este niciun. Deci de 80 se pare că e un consiliu local mai tânăr. Am văzut o rotație interesantă la consilier PSD. A fost fata, consilier și acum e tata. Mă înșel? Se dau... Și după aia vine bunica. Pe atunci hai că începem cu asta, dacă tot ai cu aleșii locale care au primit pata la mama de consilier. Eu n-am uitat de profilul candidatului ideal, pentru că urmează alegerile din toamnă, din noiembrie, alegerile parlamentare, acolo e bătălia. Hai să vedem știrea asta. Vedem știrea cu aleșii locali și pe urmă ne întoarcem să aflăm dacă sunt mai tineri sau nu. În ultima zi de activitate a biroului electoral municipal, viitorii membri ai Consiliului Local au fost convocați pentru a li se înmâna certificate care atestă calitatea de consilier local. Primul certificat a fost înmânat primarului Dan Laurențiu Leoreanu. În calitate de consilier local al municipiului Roma. Începem cu domnul primar, domnul Laurențiu Dan Leoreanu. Certificatele de atestare a calității de consilier local au fost înmânate și celor 6 aleși de pe lista PSD care vor intra în Consiliul Local, cap de listă fiind Gheorghe Oprea, cel care a candidat la funcția de primar. Acesta însă a absentat de la ceremonie. Și continuăm cu consilierii din partea alianței, domnul Oprea Gheorghe, domnul Curcă Radu Cătălin, am să mai adic în picioare. Felicitări, succes în domnul Vasile Daniel Laurențiu. Succes. Doamna Haru Ștom Caeria. Domnul Bărbat Măstantin. Domnul Pătrașu Eugen. Ceva mai mult timp a durat pentru înmânarea certificatelor doveditoare ale celor 14 consilieri locale ai PNL care vor intra în componența viitorului legislativ. Au mai intrat în Consiliul Local din partea PNL și alți candidați de pe listele acestei formațiuni politice. Domnul Roman Andrei.
Domnul Dica Constantin. Lista liberalilor care vor forma majoritatea în Consiliul Local este alcătuită și din alte nume, în conformitate cu ordinea pe care au avut-o pe documentul depus de partid la biroul electoral municipal la depunerea candidaturilor. Edilul reales al municipiului Roman, Dan Laurențiu Leoreanu, a anunțat consilierii deja confirmați de biroul electoral municipal despre faptul că ședința propriu-zisă de constituirea Consiliului Local va putea avea loc, conform legii, abia după depunerea la Autoritatea Electorală Permanentă a documentelor financiare, probabil săptămâna viitoare. Vom vedea când se va organiza ședința de constituire, vom anunța din timp. Am înțeles că nu se va face constituirea până când partidele nu își vor depune documentele financiare prin mandatari, organizațiile județene probabil le vor depune în cel mai scurt timp și atunci, sigur, funcție de disponibilitatea judecătorii Roman, care emite hotărârea judecătorească, privind destavarea în funcție a primarului, dar și dispoziția de prefect, ne vom întâlni în ședința de constituire. În Consiliul Local Roman va intra probabil din partea PSD și profesorul Ilie Boloca, în condițiile în care Gheorghe Oprea, reîntors la meseria sa de inspector al regionalei ANAF, se va retrage din Consiliul Local. Ați văzut, da, că s-au dat, cum se cheamă alea, s-au validat, da? S-au validat, da. S-au validat consilierii? Da. Au primit felicitări, strângeri de mână. Tu ai fost acolo la... Am fost la înmânarea certificatelor. Modificări? Ai văzut ceva deosebit, extraordinar, ce a fost acolo? Nu, extraordinar, fețe noi, cu ceea siguranță. Ce e bine. Acum cei care nu mai sunt, s-ar putea să fie în spate, să lucreze din spate în continuare. Vorbeam cu cineva chiar în ziua alegerilor, ne uitam pe, la o secție de votare, erau afișate pe geam buletinele de vot alea tipizate, da? Da, anulatele. Da, da. În care erau și consilierii locali și era o listă întreagă și zic, băi, s-ar putea să fie la fel ca tura trecută. Votezi un partid, da, ești simpatizant a unui partid, corect? Votezi partidul respectiv, se alege lista de consilieri și la câteva zile sau la săptămâni sau luni pe urmă încep să-și dea demisia, cum s-a întâmplat în mandatul care tocmai s-a încheiat, da? Își dau demisia pe bandă rulantă și apar în consiliul local persoane pe care nu le-ai votat. Nu știa că există, dar erau pe listă, corect. Sau, de ce nu, chiar deloc? Na, acum, dacă moare, dacă devine incompatibil, descoperă afacerea secolului cu instituțiile statului. Da. Și asta, clar că trebuie să-și dea demisia. Bun, corect, că îl obligă legea. Sunt pe lista PNL-ului, ne asumăm treaba asta, pentru că, în mod sigur, cel care îl cunosc eu este la poziția 19. Da. Și nu știu ce șanse are acum, mă bucur dacă își dau demisia alții. Toți, că ajunge omul ăla. Ajunge cel pe care îl cunosc și care... Dar dacă te-ai decinstit față de alegător? Băi... Alegătorul alege o listă întreagă de 20 de consilieri, da, e cinstit. Corect? Din punctul ăsta de vedere, e cinstit. Asta e. N-avem cum să facem votul, să fie și consilierii unii nominali. Pentru că o chestie care mi s-a spus din... De ce nu s-ar putea face unii nominal? Nu înțeleg. Pentru că ar semna să fie mai multe pagini. Deci măi, fiecare să aibă căsuța lui. Exact. Fiecare căsuța lui. Apar niște nebuneli pe traseu și ce vreau să spun? Pentru că, de exemplu, la buletinul ăsta de vot... Ascultă-mă, mie nu mi se pare normal nu, să... La buletinul ăsta de vot a fost în premieră legendă. Deschideai buletinul și aici era legenda. La numărul 1, Partidul Liberal. Nu am luat de seamă. Au fost unii care au pus tabila pe legendă. Păi da, mă, poate vreau o legendă. După ce au pus tabila pe legendă, probabil că au văzut că sunt și căsuțele și au pus și căsuță. Bun, hai să... S-a anulat. În momentul în care a pus tabila pe legendă, s-a anulat. Clar că s-a anulat.
Dar hai, uite, de ce spuneam? Că nu mi se pare foarte corect, pentru că pe listă, alegerile pe liste, pentru că, uite, să spunem, cunosc persoanele care candidează la consilieri, corect? Și nu vreau, eu ca cetățean alegător, ca viitorii consilieri să fie aleși pe criterii de partid. Că e mai prieten cu primarul sau cu cel care candidează pe funcția de primar și intervine în, intră la poziția 1, 2, 3 în poziție fruntașă, deci va prinde un mandat de consilier. Cunosc persoane care sunt la coada listei mai capabile sau cu mai multă experiență, dar pe care partidul, dintr-un motiv sau altul, a considerat că le-a considerat incapabile și le-au pus la coada listei. Nu, și atunci ce facem? Alegem... Incapabile. Au anumite criterii de implicare în campanie electorală. Da. De implicare. Păi, dar ce mă, eu aleg pe ăla consilier pentru că s-a implicat sau nu în campania lor electorală? Da, nu mă interesează. Da, da, da. Vorbim da. De consilieri care vor lua decizii pentru toată populația municipiului. Teoretic așa se spune că vor lucra binele, spre binele comunității. Practic sunt recompensați cei care și-au dat interesul în campanie. Sunt recompensați cei care și-au dat interesul în campanie, care s-au implicat mai mult. Într-adevăr, acum dacă nu te implici să te promovezi în campanie, înseamnă că s-ar putea să nu te implici nici după aceea ca și consilier. Că tu ai să... Nu știu cât de corect e. Yes, man, că toți. Deci toți de pe lista partidului clar că vor susține poziția aia. Că face gălăgie. Da. Bă, ăsta vine cu o grămadă de metal la el și face așa. Da. Așa. Deci, ca să ne întoarcem, da? Nu știu cât e de corect. Aș prefera să-i pot vota separat pe bază de cât de bine îi cunosc și cât de bine se autopromovează pe campanie. Dar ei toți promovează practic poziția 1. Da, și ce este aici? Uite, de exemplu, eu simpatizez pe cineva de la PNL. Da. Mai cunosc și de la alte partide și zic, bă, sunt oameni buni și acolo, dar exact. Eu nu pot să votez decât pe unul singur. Corect, da. Da, corect. Ei, în momentul ăsta ce se întâmplă? Care ar fi varianta? Nu o să mai aibă majoritate partidul, cum e cazul nostru. Avem da. PNL-ul cu majoritar în Consiliul Local. Fără discuții. Eu mă duc și pun ștampila pe cel care îl cunosc la PNL și da. Care am încredere. Tu te duci și pui pe cel care îl cunoști independent sau de la alt partid. Așa. Și nu o să mai fie PNL-ul majoritar. Bun. Și? Și e bine să ai... Mai am auzit formularea asta. Să ai un consiliu majoritar. Și în familie. Și acasă. Nu sunt de acord. Prefer să am un consiliu echilibrat. Pentru că dacă am majoritar, orice tâmpenie va spune primarul, consilierii lui, care sunt mai mulți decât ceilalți, vor trece porcăria respectivă. Nu, e în felul următor. Pentru că noi ne-am confruntat cu o chestie foarte importantă și gravă în decursul ultimilor 26 de ani. Aceea de a fi Gigi contra la orice. Da, mă, pentru că asta e politica de rahat pe care o facem noi de obicei. Că dacă am lucrat pentru comunitate, nu ar exista. Uite, am spus în campanie, acum pot să spun mai clar și cu nume, prenume, Pact Tămășeni a obținut 4 consilieri în Consiliul Local de la Tămășeni, deci nu sunt o forță, mai este încă un consilier Iacob Butnaru de la PRU, care a obținut și el mandat în acolo. Mai sunt 2 de la PSD, restul de la PNL. PNL oare, dacă nu mă înșel, majoritatea și o să dicteze în Consiliul Local Tămășeni. Cei de la PACT și cred că și Iacob Butnaru vor face o poziție constructivă. Ei vor urmări din declarație care le-am văzut ca totul să fie litera legii. Da. Ceea ce mai este de urmărit este avem 1.000.000 de lei și ce trebuie să facem? Să nu fie... Dau un exemplu, că nu știu dacă e situația asta, dacă... Așa, asfaltăm strada sau facem canalizarea? Nu, își va face primar o vilă. Cred că are vilă, nu știu ce casă are. Dau și un exemplu, un scenariu. Dar zic așa, logic este să facă întâi canalizarea.
Pentru că la noi s-a întâmplat să facă întâi da, și după aia să spargă tot ca să facă... Da, exact, exact. Corect. Deci, chestiile astea, acum canalizarea s-ar putea scos 1.200.000 și nu 1.000.000 și să spună, domnule, hai să facem canalizarea... Vorbește aici de consiliul local și ideal în care există o opoziție, cum ai spus tu, constructivă. Cel puțin. Dar în situația în care în Roma... Așa pornesc cei de la Tămășeni. Asta înseamnă și un consiliu local echilibrat. Deci ei nu au puterea să respingă, pentru că nu sunt majoritari. Deci pot să se unească toți în opoziție, nu pot să facă nimic. Am înțeles. Deci, și atunci ce preferi? Discuției, ei vor urmări să se respecte cadrul legal. Da. Și vor fără să aibă putere, dar spune nu. Pentru că nu au. Nu, în momentul în care nu este cadrul legal, e altă chestie. Da, oricum, hotărârile Consiliului Local ajung la prefectură, sunt cercetate din punct de vedere juridic să nu calce vreo lege. Da. În momentul în care se constată că a fost încălcată, este respinsă. Bun, și atunci ce faci? Preferi? Uite, preferi un Consiliu Local cum e la Roman, unde sunt peneliștii, sunt majoritari și, cum am spus la început, orice prostie îi va trece prin cap. Că nu se poate să aibă numai idei geniale cineva. Trebuie să treacă și tâmpenii prin cap. Și, băi, uite să facem o gaură în pământ de 780 de metri adâncime. Să trecem prin Consiliu, da? Consilierii vor spune, hai să o facem, de ce nu? Pentru că sunt majoritari. Da, da. Fără să mai gândesc că, bă, frate, dar ne trebuie, e o prostie, nu e o prostie, e benefică, nu e benefică. Nu, ei vor face chestia asta și vor fi de acord, de ce? Că le-a zis-o șeful lor. Da, da. Și va trece porcăria asta, pentru că nu există o forță de opoziție. Nu există un echilibru în Consiliu. De, și atunci apar, aici vine rolul celor care lucrează în presă, să... Am văzut ce putere are presa. Mă lași. Are putere. Ce să putere să aibă? Nu, deci în momentul în care s-a sesizat anumite chestii, s-au făcut și treaba este în... Da, mă înțeleg, dar aici construim scenarii, nu neapărat. Da. Eu sunt convins că ideile care vor veni, sper că vor fi idei bune. Acum, vedește că cei majoritarii, da, sau consilierii locali pe comisii, ei au niște discuții în spatele ușilor închise atunci când redactează proiectul. Da. Deci, acum, eu la asta mă gândesc că sunt majoritari, sunt PNL, da, în cazul de la noi, dar strănut. Îți vine să strănuți? Da. 3, 2, 1... Sănătate! Mulțumesc. La mulți ani! Mulțumesc. Sănătate și vouă! Ce facem cu situațiile ilare apărute în țară? Uite, de exemplu, în Baia Mare. Știi povestea de la Baia Mare? Chirichește să depună jurământul de primar din spatele gratiilor? De dupe. Nu spui că se duce să depună jurământul acolo după gratii. Ba da, toți consilierii cu drapele, se duc așa în închisoare. Așa e procedura legală? Dar trebuie să depună omul jurământul și el n-are cum să iasă, că e închis. Și atunci vin cei liberi la el. Zici și tu. Îmi place, râdeam ieri că apare în presă că în jurământul ăla de așa spune că jur să... Cum se cheamă? Uphold, nu e în engleză, nu mă întreba de ce, să susțin legile, să... Da. Da? Legile române. El e închis pentru luare de mită. Da. Nu e amuzant? Adică se poate la noi chestia asta face. Da. Să candidezi din închisoare, să câștigi din închisoare și să depui jurământul prin care tu vei susține legile patriei din închisoare. Da, scuze-mă, nici Che Guevara sau Nelson Mandela nu au făcut chestia asta. Chirichești o să rămână în istorie. Dar nu-i singur. A mai fost și în 2012 ales un primar undeva prin sudul țării care era condamnat. Deci nu era cercetat. Era condamnat. Și deci ăsta e în arest. E în cercetare. Deci el nu este vinovat. Încă. El este inculpat. Este cercetat. Ce facem cu Gheorghe Oprea? Sau în fine, hai să vedem... Gheorghe Oprea, consilier, trebuie să-și arate stofa de... Păi se zice că s-ar putea să se întoarcă la inspector regional ANAF și se va retrage din Consiliul Local. Cel mai probabil, spune redactorul nostru, Flora Orden. Nu poate să fie în calitate de funcționar public, nu? Păi el e inspector la ANAF. E calitate de funcționar public. Sau și probabil va intra profesorul Ilie Boloca. De la Clubul Copiilor. Nu știu cine este, îmi pare rău. Eu, de altfel, eu cunosc foarte puține persoane în Roman, inclusiv de vârsta mea, adică nu mă întrebați de ce nu cunosc consilier. Da, posibil să avem și treaba asta, el numai pentru locul ăsta. Foarte multă lume a spus, domnule, omul cam
ăsta Oprea, reprezentantul PSD-ului. Dar după o campanie atât de, nu știu, Aldo Pellegrini aici într-una din emisiune a spus că a fost o campanie atipică și tristă. Eu vin și plusez, a fost o campanie împuțită, mă, plină de rahat, aruncat cu lopata de la un candidat la altul, până și mascarada aia de, zim, confruntare, cum s-a chemat ea, da? Nici acolo n-am stat și n-am reușit să văd proiecte de viitor, în schimb am văzut un front comun împotriva actualului primar. Asta nu este, s-a văzut și nu au reușit. Și tot nu au reușit. Eu din potrivă, cred că i-au făcut un capital de imagine, știi, de simpatie. Pentru cei care gândesc. Corect. Pentru că am întâlnit în continuare oameni care facem cu perdanții? Că... Adică oamenii au candidat, oamenii au pierdut. Toate promisiunile care le-au făcut... Din orice înfrunte trebuie să înveți. Dacă ei vor învăța, 26 okay. de ani nu au învățat cei care au pierdut. Și încă am mai întâlnit oameni care spun că încă va merge discursul acesta. Vom face, vom da, fără a avea în spate treburi serioase. De unde voi bugeta treaba, cum voi face și așa mai departe. Ce se întâmplă cu persoanele contracandidații sau persoanele care au participat activ la campania asta, de partea candidaților care au pierdut la alegerile astea și care au trecut la un moment dat la amenințări serioase, gen încă mai aștept cu interes, sincer vă spun, acele dezvăluiri oteviste al lui Harabagiu. Da, vreau și eu să văd dosarele alea, frate. Că ăla a vorbit toată campania. Acum, ce se întâmplă? Toată calomnia aia trece... Ăla e, bă, e un trist. Că e ăla e un gunoi. E posibil să aibă mâniște dosare, și... să fie el Cornel Vadim Tudor al Moldovei. N-ai de unde să știi. Băi, Cornel Vadim Tudor, Dumnezeu să-l ierte, că el poate. Că noi nu. A spus mai multe lucruri, dar la informațiile care le avea, el și la... cultura care avea și la cunoștințele care le avea și ca experiență politică, el trebuia să meargă până la capăt. Cine despre ce vorbim, Vadim Tudor? Așa și aici. Dom'le, ai... Asta știm și eu, că, da. Cum să spun? Eu ca jurnalist... El a spus că dai, chiar dacă va pierde, va merge până la capăt. Ca jurnalist, colaborator la ziar, da? Ce articol aș putea scoate care să scriu că primarul Romanului a luat șpagă, da? Da. Dom'le, când cineva îmi spune treaba asta, îi spun, dă-mi scris, așa, cu subiect și predicat, corect. Și după aia eu mi-asum răspunderea. Pentru că eu n-am să scriu treaba asta că tu ai spus că cu tare... Nu, că trebuie să protejez surse mai departe. Trebuie să... Bun, că protejez surse, dar trebuie să fac niște verificări și să pot merge pe exemplu concret. Deci, atâta vreme cât nu ai spus, exact cum se spune la nenorociri, la că trebuie să spună da... Da. Și unul și altul. Dacă cineva are ceva de spus, să spună acum sau să tacă pe vecie. Și mirele stă săracul, dar te rog careva să vorbească, vă rog tare mult, prieteni. Da, și aici e cazul, domnule. E foarte grav când spui treaba asta, trebuie să vii cu exemple. Da, în fine, să lăsăm că aici, cred că a ținut mai mult de domeniul fanteziei, să eu științific cu fantastic. De domeniul încă, că lumea e proastă și lumea nu mai e proastă. Lumea n-a fost proastă, cert lumea a fost că... prost informată. Clar. Lumea a fost... Cert este că după campania asta și după alegerile astea a scăzut dramatic numărul conturilor pe Facebook. Au fost acele conturi făcute. Și au fost date afară și în sfârșit ne întoarcem la normalitate. Vreau să ajungem puțin și la București, dar foarte puțin și că ne așteaptă pe urmă banii pentru aparatul radiologic. Îi așteptăm, adică noi pe ei. Clotilde Armand, să te culci primăriță și să te trezești pe locul 2, parcă noi avem femei istorii. Da. De o noapte. Cum se pare acolo? Ei au cerut, USB-ul a cerut renumărarea voturilor pe sector, li s-a refuzat renumărarea voturilor, în presă iese două zile mai târziu că peste 250.000 de buletine de vot nu pot fi justificate de către Biroul Electoral Central. Pe București, care este? 10.000 doar de buletine de vot care nu se pot justifica, sunt pierdute undeva, numai în sectorul 1. Uite, aș vrea să văd o statistică a celor condamnați pentru fraudă, deci prinși că au făcut măgăreli la alegeri. La modul că au fost prinși că au plecat cu buletinul de vot, că au fost prinși că au luat ștampila,
că au fost prinși, că au ștatelat fals. Au apărut în presă, da, da, bun, eu știu că au apărut întâmplările astea, dar vreau să văd finalizarea, vreau să văd până la capăt. Am auzit odată o poveste undeva pe în jurul Romanului. La alegeri erau în spatele secției de votare, așa, și făceau grătar, oamenii erau foarte bine dispuși, se vota. Măi, eu consider că votatul ăsta trebuie să fie o sărbătoare. Da, dar erau cei din comisie acolo. Aici e problema. Și, chestia că la un moment dat au ștampilat în elanul de ștampilare mai multe buletine decât locuitori din comună. Ups. Știi că au și o marjă de, da, de buletine de rezervă. Și aici apare, opa, stai așa. Clotid Armand, nu știu, vai eu cu franceza, doamna Armand. O impresie bună ar fi fost o pată de culoare și un o pată de culoare cu siguranță într-un București roșu. Într-un București roșu, dar ar fi adus ceva nou în modul de organizare, modul de relaționare. Sau suntem noi extaziați că ar fi venit o chestie mai exotică pe România, că ea franțuzoaică. Dar deoparte chestia asta e că exotică. Noi nu cunoaștem. Nu știu dacă... Nu știu dacă o cunoaște cineva pe Clotilde Armand. Da. Care să spună, băi, știi, suntem prieteni atât de buni încât musai o votez că știu eu că e gospodină de săvârșită. Nu, ar fi o altă chestie, pentru că multă lume spune de o treabă. Dom'le, ajung în primărie și curăț primăria. S-au ferit candidații să spună treburile astea pentru că știau că cei din primării sunt membri în comisiile secțiilor de votare. Că pot să se influențeze, că nu o să susțină pe cineva care poate să vină și să facă, să-i dea afară din primării. E foarte greu de dat din primării. Madame Firea a spus că cere în primăria din București un audit pe resurse umane. Da. Corect. Sună bine. Ăia de la audit vor veni cu gratuit cu transportul public, probabil. Nu, hai să nu divagăm de la subiect. Ăla e un subiect aparte. Deci, făcându-se un audit, dacă îl face o firmă serioasă, așa cum trebuie, la modul profesionist, atunci o să vadă, pentru că, într-adevăr, se poate identifica în instituțiile acestea ale primăriilor, se pot identifica persoanele care freacă menta, care nu au fișa postului complet sau nu-și fac treaba. Dar mai rămâne jumătate, 80% cât din ei? Nu știu. Nu avem noi domnul. Nu mă bag, pentru că s-ar putea să fie fișa postului făcută într-așa fel încât să permită frecarea menții. Mentei. Menții. Menții. Da. Hai să vedem... O vrem pe asta, da? Sau pe aia cu banii pe aparat? Hai să vedem puțin pe banii pe aparat și după aia că s-ar putea cu aia cealaltă să terminăm. Să și încheiem, da. Se așteaptă încă banii pentru aparatul radiologic. Știm foarte bine că avem așa ceva. Din păcate însă nu-l folosim. Nu mă întrebați de ce. Haideți că vedem toată știrea. Știre semnată de colega noastră Flora Ordean. Ne întoarcem să o comentăm. Nu pe Flora, știrea. Insistențele conducerii Spitalului Municipal de Urgență Roman pe lângă Consiliul Județean Neamț pentru acordarea celei de-a doua tranșe de bani prin care să se achite aparatul radiologic achiziționat pentru Unitatea Sanitară Romașcană au rămas, din păcate, fără rezultat. Pe timpul campaniei electorale nimeni n-a mai suflat o vorbă despre acest subiect, așa că lucrurile au rămas ca în tren și banii Consiliului Județean au fost alocați pe tot felul de altfel de proiecte și mai puțin pe acest obiectiv care privește sănătatea populației din partea de est a județului Neamț. Noi chiar săptămâna trecută am mai trimis solicitare către Consiliul Județean. Am înțeles că a fost pus în discuție și creionat un proiect de hotărâre în acest sens, dar nu a intrat pe 18 în ședința de Consiliul Județean din lipsă de fonduri. Urmând ca în luna iunie să mai fie o ședință de Consiliu, așa am primit o informație neoficial, cum spuneți dumneavoastră, pe surse, că în iunie va fi o ședință care va cuprinde și acest acord de parteneriat cu Primăria Roman pentru finanțarea unor obiective de interes județean, respectiv aparatul de radiologie de la Spitalul Municipal de Urgență din Roma. Pentru că, așa cum am spus, trebuie să avem încheiate toate documentele și recepția finală a acestui obiectiv pentru a-l pune în funcțiune. Iar clauzele contractuale spun că noi trebuie să facem această recepție după ce putem obține acordul că îl putem plăti. Și asta era nu neapărat nou, nu
plata nu se va face imediat ce vom obține finanțarea, urmează celelalte demersuri care se vor face, obținem întocmirea tuturor documentațiilor, iar ulterior, după ce toate acestea vor fi finalizate, se vor depune la Consiliul Județean pentru tranșa a doua de bani de 482.000. Fără a politiza problema, mai ales în perioada campaniei electorale, directorul economic al unității consideră însă că factorii de decizie de la nivelul Consiliului Județean ar trebui să înțeleagă un lucru extrem de important, și anume că Spitalul Roman este o unitate sanitară model de organizare și eficiență, care acordă servicii medicale pentru cel puțin o treime din locuitorii județului Neamț care trăiesc în municipiu și în cele 27 de comune ale zonei metropolitane. Eu oricum vă mulțumesc pentru interesul dumneavoastră și pentru susținerea pe care ați făcut-o la nivelul Consiliului Județean și eu le mulțumesc celor care ne-au sprijinit de-a lungul timpului să facem ceea ce am făcut la Spitalul Municipal de Urgență Roma, tuturor, indiferent de la ce instituție fac parte. Și încă o dată, Spitalul Roman este spitalul în județul Neamț, Spitalul Roman rezolvă cazuri în județul Neamț, și cred că toți cei factorii de decizie din județul Neamț trebuie să înțeleagă acest lucru. Cert este că actualul legislativ județean n-a putut să se achite de promisiunea de a aloca fondurile necesare, deși a promis acest lucru în nenumărate rânduri. Iată că printre cele 16 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a Consiliului Județean se referă la fel de alocări de fonduri pe tot felul de asocieri, nu se regăsește și cel referitor la a doua tranșă pentru aparatul radiologic, care stă nedesfăcut și nemontat pentru că nu este achitată ultima tranșă prevăzută de contractul de achiziție. Luna iunie este ca și trecută cu probleme de organizare și instalare a noului legislativ rezultat din alegerile locale, vine apoi perioada concediilor estivale și apoi toamna și problema rămâne tot nerezolvată. Așa cum vă spuneam, bani. Insistențele conducerii Spitalului Municipal, ați văzut toată știrea, bani se alocă, dar pentru orice altceva. Există un deci banii trebuie aparat să radiologic. Să dea Consiliul Județean. Da. Ceea ce... Deci, nu se găsește nicăieri o a doua tranșă sau ceva referitor la a doua tranșă pentru aparatul radiologic. Ăsta aparatul există, stă nedesfăcut, e nemontat pentru că nu e plătit. Da? 27 de comune ale zonei metropolitane. Suntem 25 sau 27, în fine. Bă, n-are importanță. Ideea că sunt o gârlă de oameni care nu neapărat depind de aparatul ăsta, dar i-ar ajuta foarte mult. Ce se întâmplă? Acum s-a schimbat Consiliul Județean. Da, până să validează... Și au luat la revedere, s-au pupat, ați văzut ieri, da? Au plecat cei vechi, da. Da, s-au pupat. Poate, ce avem? PSD-și, nu? E Arsene? Parcă da. Președinte de Consiliu și vice... Mai știu cine, zicea cineva. Nu știu, că vice... Se aude. Că se aude, da. Că s-a votat pentru consilieri și, și ei vor alege președintele. Corect. Da, dar se aude. Da, se aude. Se aude, da. Este în felul următor, că încă avem o problemă, cred eu, acum mi-a venit treaba, nu sunt managerii buni care să împartă bugetul foarte, foarte bine. Să împartă cât mai bine bugetul. Adică în momentul în care ai sacul de bani la începutul anului, tu ar trebui să spui 10% din sacul ăsta e pentru sănătate. 5% pentru... Da, și că sunt alte probleme mereu. Mai... În momentul în care ai făcut treaba asta și le-ai împărțit pe căprăriile astea, tu nu trebuie să mai faci nimic altceva, cum să spun, să iei de la sănătate și să duci în altă parte, să iei de la drumul și să duci în altă parte. Să iei de Bun, la și atunci ce se întâmplă? Trebuie să vină cineva de la Spitalul Municipal de Urgență Roman să meargă în Consiliul Județean și să ceară, să facă o declarație pentru cauza... Ei trebuie să pledeze în continuare fața Consiliului Județean. Ei ca spital, primăria... Da. Ca coordonator, ordonator de credite, ce este primăria în față de spital? Spitalul se subordonează... Da, se subordonează așa, primăriei. Deci împreună... Conducerea cel puțin. Împreună trebuie să fie acolo, nu știu dacă zi de zi, dar foarte, foarte des, cu petiții, cu... Băi, okay, care este... Să caute juriștii din primărie, juriștii din spital, avocații primăriei, avocații spitalului, să caute toate chestiile legale prin care să ceară și să pună presiune pe Consiliul Județean la un moment dat să spună treaba ce asta. Ce fel de presiune poate pune un primar penelist
cu un manager de spital tot penelist, da, în fața unui consiliu județean PSD-ist. Vorbim despre binele comunității? Da, ok, dar nu vorbim de români. Vorbim nu de binele de comunității, dar nu contează asta. Am spus de juriștii de la primărie, juriștii de la spital, avocații primărie, avocații spitalului. Cine mă, Leureanu? Nu. Deci, ăsta va fi răspunsul. Deci, tu ai auzit ce am spus eu? Am auzit, da, răspunsul deci, va fi ăsta. Deci, în momentul în care vorbim despre juriști, vorbim despre legi și pârghile legale. Băi, vorbim de legi în România, e ca și cum ai vorbit de Fata Morgana sau de grifon roz. În momentul în care ăștia vor descoperi pârghile legale, putem să-i acuzăm pe cei de la Consiliul Județean, da, de tentativă de omor. Față de... Aparatul ăsta s-a nedesfăcut de un an. Știu, tentativă de omor. De ce nu-i acuza nimeni cu ăștia? Nu poți să moară cineva pentru că nu se poate folosi acel aparat? Bun, de ce n-a acuză nimeni de tentativă de omor pe Emilia Arcan? Că ea a fost până acum președintă de Consiliu. Pe ea și pe consilieri. Aparatul deci asta trebuie să facă juriștii și primarul. Gata-i, punct. Deci eu, punct. E ca și cum m-aș duce eu la, nu știu, bă, cum să te duci penelist la PSD și să-i spui, doamne, am nevoie de bani. Ăla să vă uita de unde ești, din Romanda, ești de-al meu. În momentul ăsta vorbim pentru binele comunității. Da. Aici nu se înțelege, aici se face culoare politică. Dacă hai, mergem la următoarea știre. Mergem la următoarea știre, că e clar. Eu aștept cu interes să văd ce se întâmplă. Operatorii de calculatoare solicită plata indemnizațiilor din primărie. Nu știți, operatorii de calculatoare fiind ăia care au stat și v-au scanat vouă, printre alții, cartea de identitate. Atât cartea de identitate. Ăia pe care i-ați înjurat cu siguranță că, bă, frate, în loc să mergem cu votul mai repede, stăm și ne chinuim, că, uite, așteptăm mai mult, dar a mers foarte bine și sistemul a funcționat impecabil. Da. Da? Și datorită sistemului ăsta s-au sesizat tentativele de vot multiplu și suntem în regulă? Da? Suntem în regulă, păi ce se poate altfel? Hai să vedem știrea cu operatorii de calculatoare și pe urmă să ne întoarcem să comentăm și să încheiem și emisiunea. La conferința de presă susținută de primarul Laurențiu Leureanu după primirea certificatelor care atestă validarea calității de consilieri locali, s-a solicitat intervenția edilului șef pe lângă prefectura Neamț pentru a se obține plata indemnizațiilor operatorilor IT prin administrațiile publice locale și nu la sediul reprezentanților guvernului în teritoriu, așa cum a anunțat instituția prefectului că se va întâmpla. Edilul șef a luat cunoștință de problemă și a declarat că va încerca să discute cu prefectul Niculina Dobrilă pentru a trimite banii prin primării, dar că decizia aparține exclusiv demnitarului în cauză. Noi nu avem nicio problemă și putem sprijini, dar nu e de competența noastră. Toată aceasta este sub instituția guvernamentală a prefectului și se poate face prin cont bancar. Pot să dea contul și să facă. Eu cred că era un mod elegant prin care se putea face. Dacă nu, noi nu avem niciun fel de problemă în a sprijini acest demers. Ce vom putea face? Vom face un lobby, ca să spunem așa, instituțional, în sprijinul acestor oameni. Dar decizia este tot acolo. Vom vedea ce vom putea face. Vom discuta mâine dimineață cu doamna prefect. Altfel, operatorii de calculatoare au apărut în secțiile de votare pentru scanarea cărților de identitate odată cu introducerea sistemului informatic de securizare a votului și evitarea fraudelor electorale prin votul multiplu. Fiind indemnizați direct de către prefectură, operatorii au fost total neglijați și în timpul celor 12 ore cât a durat scrutinul, timp în care nu au primit de nicăieri nici mâncare, nici cafea și nici apă. Deplasarea la prefectura Neamț, mai ales a operatorilor din localitățile rurale situate la distanțe mari de capitala județului, presupune un disconfort major legat de o zi de muncă pierdută și cheltuieli din propriul buzunar legate de deplasare, plus oboseala. Operatorii, da, operatorii de calculatoare. Să înțeleg că tu ai fost, dacă mi-aduc aminte. Da, am fost operator de rezervă. Adică a trebuit să stai acolo. Da, am stat, fine, pe hol la primărie acolo, nici apă, nici nimic nu ne-au dat. Nu vorbim de bani aici. Nu, în emisiunea asta. Apă și asta. Ha, da, a venit apă, că spune undeva în știre aici, parcă văzusem pe undeva că nu au primit săracii oameni, nici cei din secții de votare, nici noi. Nu știu, n-am stat să mă uit la cei din biroul electoral municipal, dacă au primit ceva și chestii de genul prin ăsta. Prin ceva, înțelegem, mâncare, apă, mâncare și apă. Pachet, ceva, da? Da, da.
Nu, am fost pe hol acolo, nu ne-a întrebat nimeni nimic, să zic așa, dacă ne-e bine, dacă ne este rău, dacă n-am avut nici măcar o tabletă la îndemână ca să putem... Bun, dar vorbim de persoanele care au fost în comisiile de votare. Da, la fel ca și noi, numai că persoanele respective au... Păi de unde au banii? Nu s-au plătisit. Tot de la prefectură, ca și, deci, operatorii. Nu, vorbesc de cei din comisie. Ceilalți? Ceilalți. Primesc prin primărie. Prin primărie, da? Adică se rezolvă în cât? În 4 zile, în 5 zile? Își iau bani? Da, cred că da. Da. Spre deosebire de operatori? La operatori se rezolvă iarăși repede. Miercuri, joi și astăzi vineri, deci ar fi cele 3 zile în care se plătesc, trebuie să mă duc la piatra să iau banii. Păi și atunci ce faci? Pe banii cui trebuie la piatra? Pe banii mei o să depun o cerere pentru decontarea combustibilului consumat până la prefectură. Aștept și răspunsul să văd ce se întâmplă, cum se întâmplă, ca să... Pentru că nu e normal ca 30 de oameni, 40, 70 de oameni să meargă 100 de kilometri dus întors, da? Da. Asta că ca de aici, din să-și iau un drept bănesc. În momentul în care există cod IBAN, cont, card de cont, da? Corect. Nu este corect. Adică eu, ca să-mi iau banii mei, ca și cum la bancă mi-am luat comision când mi se virează salariul de la da. Firmă, da? Da. Deci nu este corect, nu este legal. Bun, ținând cont de faptul că cei din prefectură nu-și mișcă bucile fără mașină de serviciu, deci nu-și mișcă bucuțele lor pe banii lor. Bun, care ar fi varianta optimă ca să se rezolve problema asta? Ce, să... Uite, o variantă... Vine prin poștă, un mandat poștal? Prin mandat poștal, prin virare în cont... Adică dacă primarul reușește să trimită 30.000 de plicuri de mulțumiri, presupun că și prefectura poate trimite cât sunteți. Dar uite, am auzit o chestie, nu am confirmat și din altă sursă, că, de exemplu, la Săbăoani, primăria a rezolvat problema prin omul care a fost la prefectură, a adus pe bază de tabă. A, se poate așa? Și a rezolvat problema. Deci, o implicare a autorităților locale ar fi putut rezolva această problemă să nu se mai deplaseze 50 de oameni la Piatra Neamț pentru a-și lua banii. Dar, repet, eu voi merge în continuare cu acea cerere de plata de cont, da? De plata cheltuielilor, 7,5 litri de benzină, din păcate numai atâta poți să păi da, cer, eu zic să găsești o mașină care consumă mai mult. Nu, atâta prevede legea. 7,5 litri la 100 de kilometri. Pe mine mă amuză chestia asta. Cine Dumnezeu ia deciziile astea? Deci, e făcut un calcul pentru a evita, că îți dai seama că toată lumea ar avea tank. Deci, până în 7,5%. Da, toată lumea... Dar eu am o mașină care, uite, pierde benzină, da, dau și eu exemplu. Deci sunt stabilite niște reguli, sunt ok. Deci nu contest asta, eu contest chestia de bun simț, de mod de gândire a prefectului, a aparatului din prefectură. Trebuie să înțeleg că... Deci nu e singurul lucru în care romașcanii sunt puși pe drumuri. Da. Deci am avut experiență cu Casa de Asigurări de Sănătate, unde am sperat că Radu Ferăstrău, cât a fost președinte general, ce-a fost el la instituția respectivă, fiind și tânăr, că o să încerce să facă niște modificări de organizare acolo, să încerce anumite chestii. Din păcate l-a înghițit sistemul. Deci să înțeleg că noi românii nu reușim să fim inventivi, nu reușim să îmbunătățim un sistem existent deja. Se plâng. Deci nu au ajuns peste tot oamenii care să se ia la trântă cu sistemul. Bun, tu spui toate chestiile astea, dar cum l-ai uite, îmbunătățește-l tu. Tu ca cetățean. Păi, eu rămâneți atenția celor de acasă. Eu ca cetățean, ce pot să fac? Eu ca cetățean asta pot să fac. Să semnalez acest lucru. Presa s-a sesizat, a venit în sprijinul meu, întrebând primarul, întrebând prefectul, care n-au rezolvat problema, da? Deci au luat act de existența problemei, dar n-au găsit soluția. Deci, n-au găsit soluția. Da. Soluția era. A, nici cu votul nu se găsise într-o perioadă o soluție și uite, a venit chestia asta cu tableta și cu scanarea. O idee foarte bună. Cine a venit cu ideea asta? Sănătate, frate, și tot respectul. Deci se poate îmbunătăți. Deci eu încerc să îmbunătățesc cum? Așa cum ai spus și tu data trecută, semnalând problemele.
Da? Ai spus, este gaură în asfalt, spuneai săptămâna trecută, da. Punem mâna pe telefon, sunăm și, sau sesizăm la primărie, la autoritatea de sănătate. Nu mai vorbește nimeni, apropo de gaura aia, fapt divers, da? S-a terminat cu alegerea. Campanie. Da, bun, dar nu e normal. Tu mai spune nimic. Eu, acum, dacă am nu e vorba de gaură acum, din asfalt, care dacă aș sesizau, ar trebui să urmăresc să fie dusă la neplinire, să primesc răspunsul. Corect. Eu acum vorbesc strict pe chestia aceasta cu drumul spre piatra. Eu trebuie să fac acea cerere pentru decont, automat, da. Și să merg mai departe, să aștept răspunsul de la prefectură. Ideal ar fi ca prefectura să-mi facă decontul. Dacă nu, să mă adresez instanței și cu ajutorul instanței să obțin repararea acestui prejudiciu. Că până la urmă este prejudiciu pentru mine. Este. Făcând treaba asta, ar trebui să fie după aceea un exemplu pentru toți ceilalți care vor mai fi în situația asta, de a cere instituțiilor să nu mai pună pe drum atâția oameni, una la mână, doi la mână, dacă vor mai pune pe drum, atunci instanța să decide și astfel instanța să poată face prin treaba asta, să-i poată pune la treabă, să-i responsabilizeze, să ceară. Da, acum eu vorbesc fără a avea toate datele problemei în față, vorbesc zicând că am dreptate 100%, eu sunt sigur că am dreptate, că nu este omenește normal ca 10 oameni să plece la Piatra Neamț când poți să vină la Piatra Neamț un singur om. Corect. Foarte adevărat. Deci, aici a luat calcul economic pentru binele acestei țărișoare, ca să vorbim patriotic. Patriotic. Da? Deci, și vorbind strict economic. Păi, da, okay. Statului convine să meargă 50 de oameni la piatra. Ideal ar fi să meargă toți 50 cu mașinile proprii. Da. Pentru că ar consuma combustibil, care are acciză, da? Am înțeles. Logic ar fi să vină de la ei încoace o singură persoană. Da. Hai că ieșim din timp, da? Dar și poluă, mă-i doare la bască. Bun, Dan Vasiliu, îți mulțumesc pentru prezența astăzi. Gata, s-a terminat emisiunea? Da, s-a terminat. Sigur? Păi cum să nu se termine ce facem aici? Bun. Păi și 36. Oameni buni, ceea ce a spus Neamțul pe Facebook, cred că și în emisiunile lui. Ce am zis așa de interesant? Este o problemă, o sesizăm. Punem la treabă instituțiile statului. Pentru că poliție, protecția copilului, da. Protecția familiei, protecția deci oamenilor, a câinilor, a pisicilor, a puricilor și așa mai departe. Orice, punem la treabă instituțiile statului. Și atunci, și urmărim să-și ducă treaba până la, să se rezolve... Păi, mergeți, vă rog tare mult, gândiți-vă că mergeți pe ideea că toți oamenii ăștia pe care i-am pus în funcții, pe care i-am numit, sau pe care nu i-am numit, dar au ajuns oricum, da? Ei lucrează, ei sunt angajații noștri. Nu știu dacă pot pune mai simplu de atât problema. Oamenii ăștia, că e primar, că e vice, că e consilier local, că e consilier județean, că e președintele țării, ei sunt angajații noștri. Este meseria lor să ne țină pe noi mulțumiți. Este obligația lor, da, să facă tot ce le stă în putință, în spiritul legilor existente, a bunului simț și a ceea ce înseamnă omenesc pentru binele comunității. Și cu astea am spus și tot ce trebuia spus. Fără să fie pe vorbe goale, pe nu știu ce, trebuie să-și facă treaba astfel încât lucrurile să evolueze, exact. Lucrurile să meargă spre mai bine, nu să staționeze, nu să regreseze, că nu este corect. Și iarăși, vorbesc cu chestia asta, legal, moral, omenește, să vedem să ne încurcăm cumva. Nu? Domnilor și domnilor, vă mulțumim foarte mult pentru atenția. Ne vedem vinerea viitoare, da? Da, ne vedem vinerea viitoare, dacă nu îi întreb un sigur. Băi, fii atent. Sunt atent. Un lucru foarte important despre care n-am vorbit. Dar ce moment acum la revedere, la revedere, la revedere. Hai România, victorie! Ce România? Hai acasă România, n-ai văzut ce glume să fac pe internet? Du. Lasă pe avarii, boss, că nu stă mult, știi? Da. Eu așa zic că o să fie victorie a României de seară. Să ținem cu ei. Încheiem emisiunea sau mai avem de vorbit? Nu, încheiem emisiunea. Dacă nu mai stăm încă o oră. Toate bune, ne vedem vinerea viitoare. Hai România! La revedere!